Salut! Meciurile de miercuri din Liga Campionilor au fost decise ambele de VAR, adică Video Assistant Referee sau, dacă vreți, Arbitru Asistent Video. O apariție nouă în cea mai importantă competiție a lumii, o apariție care ar trebui să reducă din erorile de arbitraj. Primii contestatari ai VAR-ului s-au legat de timpul prea lung de care are nevoie arbitrul pentru a consulta imaginile pe monitorul de pe marginea terenului. Chiar așa, nu putem aștepta 4-5 minute pentru a avea decizia corectă? Cred că e un slab argument. Începe PSG Manchester United. Oare ce ne mai rezervă și acest meci? La Paris am avut un penalty în minutul 90 pentru Manchester United la un hands al lui Kimpembe. Mulți spun că n-a fost hands, că fundașul se afla într-o poziție firească, având mâna unde ar fi trebuit să fie într-o săritură în întoarcere. E o chestie de interpretare până la urmă. Și dacă ar fi așa, nu e vina VAR-ului, ci e a omului, acelui care a decis că a fost hands. O decizie care, sigur, a adus multă tristețe pentru unii, l-a adus pe Neymar în pragul nebuniei, iar pe alții, bineînțeles, că i-a bucurat nespus. Dincolo, la Porto am avut un penalty clar acordat gazdelor cu ajutorul VAR-ului după ce arbitrul Chakır nu văzuse irregularitatea, nu văzuse ținerea lui Florenzi. Apoi, un alt penalty, poate la fel de clar, pentru Roma n-a mai fost dat. Dar nici aici n-a fost vina VAR-ului, ci a arbitrului Chakır, care n-a vrut să consulte sub nicio formă imaginile. Concluzia mea după seara de miercuri este că VAR și-a făcut datoria. Erorile, atâtea câte au fost, au aparținut exclusiv omului. Omul care e supus greșelii, voite sau nevoite, involuntare. Cu cât vom reduce implicarea omului în decizii, cu atât mai puține greșeli vom avea. Văzând câte decizii sunt întoarse astăzi de VAR, nu putem să nu ne întrebăm câte competiții s-ar fi încheiat altfel dacă am fi avut arbitraj video mai demult. Oare la câți idoli falși ne închinăm astăzi?